Musk a primit un val de critici pe X, rețeaua sa de socializare, și asta pentru că a postat o fotografie generată de inteligență artificială în care candidata la Casa Albă, Kamala Harris, apare îmbrăcată ca un dictator comunist. Kamala jură să fie un dictator comunist din prima zi, a scris miliardarul în descrierea postării. Donald Trump jură că într-o zi va fi dictator, nu-l vom lăsa, i-a răspuns Kamala Harris la aceeași postare. La scurt timp, utilizatorii rețelei și susținătorii vicepreședintelui american au distribuit o fotografie cu fondatorul Tesla îmbrăcat cu o uniformă nazistă. Având în vedere relația strânsă cu Donald Trump, candidatul republican la președinție, utilizatorii X au declarat că Musk ar trebui să-și asume mai multă responsabilitate pentru ceea ce postează pe rețeaua de socializare.